of course. Deci omul a recunoscut, nu problemă, omul a recunoscut, are nevasta din Constanța. Bă, și pe stradă să te oprească cineva că te cunoaște din video să fie japonez. Și voi acolo sunt. Și voi acolo sunt, ești nebun la cap. Dragi prieteni, mă aflu în Japonia pentru a treia oară în mai puțin de un an de zile și în acest video o să vă arăt chestiile cele mai importante, cele mișto, cele mai mișto pe care puteți să le faceți în Tokyo și o să vă și învăț cum vă puteți lua țeapă cu telefoanele aici în Tokyo. Acesta este un iPhone 15 și vreau să vă arăt care sunt țepele pe care ți le dau oamenii de aici din Japonia, oamenii în care e foarte mare încredere, oameni foarte ok, oameni foarte de treabă, dar și ei, când vine vorba de țepe, nu sunt mai prejos ca alții, să zicem. Deci da, un video lung, un video pentru cei care iubesc foarte mult Japonia și pentru cei care vor să se îndrăgostească de acest oraș extraordinar și anume Tokyo. Vizionare plăcută! Ne-au cerut taxă de masă pe lângă consumația pe care am făcut-o, am băut beri în valoare de 5 dolari. Mamă, frate, deci uitați-vă, uitați-vă ce am luat aici. Deci vreau acum să dau românilor să încerce pentru prima oară sake. Vreau să îl deranjez acum pe Marius și să-i acord aproximativ un minut sau două minute să vă povestească și voi aici ce a pățit el în Bali. Mamă, ce am văzut aici? Hello, for a JR pass? Ah, how do I get here? O dezamăgire cumva în Samsung sau simți? Da, da. Pe bune? Da. Ce? Nu au securitate deloc. Ce telefon ți-ai luat acum? iPhone ăsta, ce-a apărut, Titan. Ăsta vrei să le iei, nu? Am înțeles. Și dacă vă întrebați de ce, despre ce este vorba în acest clip, pe lângă faza cu iPhone, evident că nu o să stăm să unim foarte mult pe chestia asta, o să vă arăt lucrurile importante pe care puteți să le faceți în 3 zile pe care le veți petrece. Deci ne-am pus aici pe stradă și uitați ce am găsit, frate. 13 JR passes. Yes. We already have them. Okay. We bought. We are. Grea întrebare. Grea întrebare. Știi că treaba asta că dacă tu ajungi să faci mulți abonați să-și faci bani din treaba asta, te limitează. Știi că dacă a venit tău este tot din YouTube. Ia uite, frate, ia să ne-a adus asta cu bun venit în Japonia, mă, ne-a făcut în română, mă. Ce drăguț, mă, ești. Deci da, Mihai postează acum aproape în fiecare zi. Până la un punct când cineva mi-a împrumutat telefonul. Și zic, ok, cum o să plătești? Uitați, da? Deci ia uite. Ia uitați ce frumos. Deci poți să stai aici. Și am plătit taxă de noapte și de masă, dacă vine să credeți, de aproximativ 11 dolari. Se spune că japonezii sunt cei mai corecți oameni. Dragi prieteni, eu m-am îmbătat puțin și am încercat să-mi cumpăr și eu un iPhone 15 Pro de pe Facebook Marketplace. Și înainte să spuneți că sunt nebun și că, bă, așa ceva nu se face, nu ai voie să cumperi, nu se cumpără telefoane de pe Facebook Marketplace, vă spun că eu în 2019 mi-am luat iPhone 11 Pro din Taiwan de pe Marketplace și am vrut să fac un clip. Hai să vă arăt interesant să fac un clip în care să vă arăt cum să cumpăr un telefon de aici. Combinația este că ăștia sunt scammeri. Am contactat, hai să vedeți cât de mișto e zona asta. Eu sunt aici în Akihabara și arată absolut superb. Vremea este excepțională. Gata, am intrat, mi-am băgat suica la cardul pe Apple Wallet. Stați să vedem unde trebuie să mă duc eu acum, frate, că bă, deci am băut și nu mai sunt obișnuit să beau, să mor, nu știu cum să ajung. Așa, trebuie să iau Yamanote Line. Ok, deci am intrat frumos pe Facebook Marketplace, o să o pun aici undeva în partea asta, astfel încât să vedeți discuția. Am găsit o tipă, am zis, bă, fată, drăguță, vorbim cu ea și mergem și cumpărăm telefonul, facem un video frumos. Și spune ea prețul, nu știu ce, iPhone 15 Pro de 256 la incredibilă sumă de 1000 de dolari, frate, și zic, bă, 1000 de dolari, este excepțional, nu putem să comentăm. Așa, gata, mi-am dat seama, trebuie să iau linia 3, uitați aici cât de mișto sunt astea. Așa, stau unde e linia, mă, 3 încolo. Așa, și zic, da, frate, vreau telefonul respectiv, cum facem să ajungă la mine, nu știu ce. Și i-am zice, a, nu-i ce fel de problemă, uite, poți să-l iei, să verifici, să te joci cu el. Și zic eu, ok, very good, I highly appreciate that. Dar cum facem cu banii? Cum facem să-ți plătesc? Și îmi zice, păi o să trimit un curier. Unde ești tu acum? Și eu zic, păi eu sunt în Tokyo. La care
Și zic, wow, ce tare, și eu sunt în Tokyo. La care face, nu, stai, stai, am crescut, sunt în Osaka. O, stai puțin. Și face, trimit curierul cu telefonul. Și zic, ok, cum o să plătești? Și zic, plătesc cash. Și face, păi da, dar știi că un telefon foarte scump, eu l-am cumpărat, l-am primit, fapt, l-am primit cadou, dar nu știu ce, dar l-am mai ieftin, că... Zic, ok, nu e nicio fel de problemă. Păi da, dar știi că ar trebui să plătești un bonus. Eu până să zic că treaba asta cu depozitul, deci până să spună chestia asta, mă gândeam, bă, spiritul balcanic din mine îmi spune să n-am încredere în nimeni. Dar de foarte multe ori acest spirit mi-a fost dat peste cap, pentru că mulți oameni, mai ales din partea asta de lume, sunt oameni foarte, foarte de treabă. Mergem pe linia asta, trebuie să luăm și Nagawa ăla. Așa, oamenii sunt de treabă, deci de ce să nu am eu încredere în oameni? Bă, și când mi-a zis depozit, mi-a zis, bă, frate, tocmai luam și eu, eram și eu atât de aproape să-mi cumpăr iPhone 15 Pro. Și da, deci era clar că domnișoara urma să-mi facă un foarte, foarte, foarte mare schem. Aoleu! S-a schem, uitam un altul, poate frate, și era să merg. De ce? Era să merg pe... să mă duc pe asta. Da, deci primul clip din Tokyo, haideți să vă prezint, dragi prieteni, camera de hotel în care stăm. Sunt dezamăgit, speram că pot să încep acest video când cu un iPhone 15 Pro și nu cu un iPhone 14 Pro. Și știu cum să spuneți că nu e foarte mare diferență, dar în mintea mea e. Camera de hotel. Habar n-aveam că pe acest tricou al meu sunt niște chestii scrise în japoneză și e ceva cu manga. În momentul în care am ajuns la aeroport, au râs aia de la immigration și mi-au zis, very funny, very funny. Habar n-am ce poate să zic aici. Dar da, dragi prieteni, vă salut din Tokyo. Și începem acest video, ca de obicei, cu un apartment, capsulă, cutie, tour, să-i spunem. Ne aflăm în cartierul Akihabara, acesta este frumos holul, la etajul al patrulea și intrăm frumos în cameră, dragi prieteni. Aici se află un hol, las baie pentru la sfârșit, că mi-a dat ceva bătăi de cap. Aici o oglindă ca să puteți vedea mai bine tricoul lui Backpacker Life. Ăsta este patul mare, avem aici masa, la fel utilă. Haideți să vedeți view-ul. Acesta este view-ul, nu e excepțional. Mi se pare interesant că uite ce, do not open this window. For emergency needs, break the plastic cover and turn the handle. Be careful when opening, the window will open wide. Deci gândiți-vă așa, acești oameni ne-au trebuit să scrie aici că dacă deschizi geamul, geamul se va deschide. Adică deschizi asta, ai grijă că geamul se va deschide. Either way. Faza tare este că eu mă întrebam, bă, dar unde, where the fuck, unde spui bagajul? Până când am citit treaba asta aici. Bagajul o bagi aici, de desubt, idee deloc rea. Întrucât real estate-ul de aici din Japonia este printre cele mai scumpe din lume, oamenii ăștia au învățat, frate, să optimizeze absolut. Uitați-vă și voi, deci ai la spațiu aici, sub patul ăsta, băi, irea, stai că nu pot să mă întorc, deci nu pot să mă întorc, bag așa pe o parte, stați puțin, uitați, da? Deci ia uite, ia uitați ce frumos, deci poți să stai aici, fără problemă, și dormi aici, frate. Hotelul ăsta, camera asta de hotel, costă undeva la 80 de euro pe seară, aceasta este o cameră single, sau 75 de euro pe seară, dacă aș fi luat această cameră împreună cu cineva, prețul ar fi crescut, pentru că aici, în Japonia, plătești în funcție de câți oameni stau în cameră. Nu contează că tu stai singur într-o cameră dublă, dacă vii și mai stai cu cineva, în aceeași cameră dublă, te va costa mai mult. Nu te costă dublu, dar plătești o taxă. Altceva ce nu trebuie uitat, de menționat, este acest origami dră, și anume guț. Așa,
Hai să vedem acum că trebuie să plătesc și când coborăm o să vă spun și de prima problemă pe care avem aici în tur, frate, o chestie absolut ireală de care nu mă gândeam că o să mă lovesc vreodată. Și acum este momentul să îi prezint și pe doi oameni care se află lângă mine. Avem aici pe Andrei și aici pe Marius, oameni care au avut încredere să vină cu mine în tur. Și Andrei, poți să spui cine s-a întâmplat acum? Când ne-au cerut ăștia practic pe taxa de masă? 1817 ieni de persoană. Deci undeva la vreo 10-11 euro. Cam așa. Da. Deci ne-au cerut taxă de masă pe lângă consumația pe care am făcut-o. Am băut beri în valoare de 5 dolari și am plătit taxă de noapte și de masă, dacă vine să credeți, de aproximativ 11 dolari. Asta e Japonia. La vinul ăla, la asta n-ai ce încă, pentru că știi de ce? Că poate să mai comanzi ceva. Și vinul ăla. Încă nu vine să credeți, oamenii care și-au luat practic aici o cafea pe care au plătit 2 dolari, ceva de genul ăsta, te așezi la masă și pe lângă taxa de masă de 1000 de yen pe persoană, am mai trebuit să plătim o taxă de noapte, dacă vă vine să credeți chestia asta, în cartierul la Akihabara, pentru că aici totul se închide la ora 9-10 noaptea și pentru că acum este ora 3 dimineața, pentru asta la un local trebuie să plătești o taxă specială de care nu spune nimeni, dar care vine și este inclusă în notă, care by the way și aia vine în japoneză. Și asta este, vedeți cum se vede un iPad din asta pe care poți să comanzi. Mi-am luat niște chestii destul de interesante, zic eu. Am pus frumos order. Și ia uite ce frumos a auzit acolo. Și în spate aici sunt fetele astea care la ora 3 dimineața ce fac ele, gătesc pentru noi. Ce poți să vrei mai mult? Vedeți și care buza cea mai mare? Mi se pare absolut fascinant Tokyo noaptea, este ora 2 și uitați-vă cât de mișto poate să arate locul ăsta, Akihabara. Băi, deci este nota 10, nu sunt oameni pe stradă, doar eu, grupul de români care au avut încredere să vină cu mine în Japonia și gunoierii, frate. Dar e fenomenal, deci este un vibe excepțional și trebuie neapărat să veniți în Japonia cu mine. Am și găsit un singur restaurant. Mamă, ce am văzut aici? Dați-vă cât de mișto poate să fie. Bă, deci cât de frumoase pot să fie chestiile astea. Sunt absolut îndrăgostit. Dar am văzut aici aceste coșulețe și nu le înțeleg exact utilitatea. Bă, uite mă, sunt chestii de plastic. Ce sunt astea, frate, aici? Sunt lucruri pe care nu le folosește lumea sau ce le aruncă. Dați-vă și voi. Este prima oară când stau atât de târziu afară în Japonia și e fascinant aici în Akihabara. E foarte complicat cu restaurantele, am fost mai devreme la un bar astfel încât să stăm să bem și noi o bere și vedem că ne-am lovit de o sumedenie de probleme, dar acesta este restaurantul pe care l-am găsit și cred că mi-a venit și mâncarea, cred. Ia uitați. Ce-a venit masă? Ce-a venit? Mac. Frumos. Deci vreau acum să dau românilor să încerce pentru prima oară sake, dar nu știu exact care e ăla cel mai ok pe care îl găsesc. De aici, a, nu frate, luăm pe ăsta, mă. Ia uite. Le iau din asta, frate, și să vedeți ce reacție au cu chestia asta. Eu asta vreau să văd, că nu o să guste din treaba asta, ce reacție o să aibă. Stați puțin. Ia mă, stai că le iau pe Cătălin primul. Ia, desfă asta. Și trebuie să iei o gură din asta. Eu să iau o gură dintre asta. Da, trebuie să iei o gură, asta e sake. Sake, băutură alcoolică. Vreau să văd cum hai, se pare. Hai, mă rog, Doamne, ajută. Ia, să te văd. Slabă, dar nașpa, nu ți se pare nașpa? E slabă, ce e asta? Deci e băutura lor alcoolică, e alcool din boabe de orez, ceva de genul ăsta. Ce e asta? Asta e... E nimic. Nimic pentru noi care stau obișnuiți. Stai că merg mai departe cu ea. Stai să scot. Mai departe. Mai departe.
Bagă. Ia o gură, vreau să văd ce părere ai. Când se termină țuica și curge decât apă? Așa se simte? Când se termină țuica și curge decât apă. Vrei să încerci, Bogdan? Încearcă. Ia o gură. Ia. E bună. Îți place? Nu. Ia, George. Nu vrei să încerci? Andrei, încearcă. Bă, se simte un pic alcoolul, dar nu. Arigato. Arigato. Stai să iau și o gură, că i-am pus pe mâine și să iau. Deci nu suport. Marius vrea să o ia, să aibă acolo în caz, în caz de urgență, nu? Exact. Evident, aici la 7-Eleven, că am venit și ne-am făcut toate cumpărăturile. Și îmi zicea Bogdan, cum ai zis că de la Mega Imagine? Da, sunt mult mai ieftine aici decât la România. Tu ești din București, nu? Da. Născut, da, crescut, da, în București. Și mă mir de prețurile de aici. Că ți se pare mult ieftin ca în România. Se pare mult mai ieftin. Da, ai zis că la Mega, cu 50 de lei, îți iei 3 chestii, 3-4 chestii. Ia să vedem. Nu știu câte ai dat aici. Pe tot ce ai luat. Uitați-vă și voi cât de curat poate să fie seara, frate. Și asta cred că este și singura persoană pe care o văd la această oră. Un oraș absolut demențial, cu un vibe demențial și, cum am spus, este pentru prima oară când sunt afară la ore de genul ăsta și mă surprinde curățenia, și ordinea. Unde buton? Ah, sorry. Oh, 2 p.m. or 2 a.m. or 8. Door closing. Ah, door closed. Room key. Yes, room key. Ah, room key there. Ah, okay, 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 okay. Arigato. Arigato. Thank you. Thank you. Asta este recepția hotelului nostru la ora 3 dimineața. Aproape 4 dimineața. Ne vaccinăm aici, da? Da. All of us. Hai, n-a rămas nimeni, n-am uitat nimic. Ok. Unde zice exit? Linie restrâns, Narita, Central Westgate. Păi acolo trebuie să fie. Hai acolo, hai să mergem. Rulantă și cu... Da, hai să mergem. El este Lucian, care are 18 ani, da, și care a venit în tur cu Backpack Life și care se uită la mine de cât timp? De 6 ani. De 6 ani, deci de când avea 12 ani, frate. Dacă vă vine să credeți așa ceva. Dacă aveți 18 ani, uite, vedeți că puteți să veniți în tur cu Backpack Life și nu vi se va întâmpla nimic rău. Suntem acum la Shinjuku Station, pentru că avem de rezolvat niște lucruri. Shinjuku Station este basically piața, stația centrală de aici, din Tokyo. Aici se rezolvă totul, trebuie să văd exact cum ajungem la alea de JR Pass. Hello, for a JR Pass? You need to go to this travel service. Ah, how do I get here? Here, so you park it again. Okay. Yeah, cross street, go around the building over there. So I have to go on the other side of the street. Uh-huh. So we are here, I go outside, I cross the street and I go there. Thank you so much. Da, trebuie să ieșim. Deci cu transportul în comun, de fiecare dată este foarte complicat aici, dar de când folosesc asta cu Suica, vedeți, n-am niciun fel de problemă pentru a transporta pe aici. Este de departe cea mai bună variantă. Cât costă? La cât este un bilet? 180, cât înseamnă? Cât înseamnă asta? Un euro, nu? Un euro. Deci o călătorie, să faci o singură călătorie, e un dolar.
Această, aici la Shinjuku, avem Shinjuku Station, un loc foarte important în care vă veți începe de fiecare dată aventura aici prin Japonia, pentru că totul se întâmplă aici. Toate de aici se iau JR pasurile, de aici se cumpără toate cardurile pe care vrei să se le iei, de aici îți iei trenul, tot ceea ce trebuie, de aici pleacă. Și dacă vă întrebați despre ce este vorba în acest clip, pe lângă faza cu iPhone, evident că nu o să stăm foarte mult despre chestia asta, o să vă arăt lucrurile importante pe care puteți să le faceți în 3 zile pe care le veți petrece în Tokyo. Asta o să fie, asta este scopul acestui clip, probabil că o să fie un clip lung, dar pentru first timers, dacă vii în Tokyo, astea sunt problemele de care te vei lovi. Și acum văd acolo ceva ce nu-mi sună foarte bine, egg slot. N-am auzit de multe ori asocierea acestor două cuvinte, dar da, deci acest clip, dacă vii în Tokyo pentru prima oară, cu siguranță că te va ajuta astfel încât să poți să înțelegi tot. Prima chestie, nu uita de cardul Suica, dacă ai iPhone. Este în momentul de față, funcționează doar cu iPhone-ul. Aceste carduri Suica îți dau acces la transport, poți să faci un miliard de lucruri. Ideea că în momentul de față nu este available pentru Google Play. Iar ăsta este un alt landmark important, JR East Travel Service, așa. Dacă v-ați cumpărat JR pasuri de dinainte de a veni. A, uite că zice, nu ai voie cu pașaport, nu ai voie cu copie. Deci nu ar fi mers cu copie. Ce am nevoie aici? Pașaportul. Nu e întrebări nici ca să iau ăla de JR. Da. Așa, deci de aici o să vă luați JR pasurile pe care le cumpărați înainte de a veni în țară, astfel încât să nu mai stați să vă stresați. Hello. We already have them. Okay. We bought. We are 12. We bought them online and we came here to pick them up. Okay. Do you have a reservation voucher or reservation email? Yes. Yes. Okay, can I say it? Yes, of course. Have I closed it? Closed it. One second. Sorry. Because now I have so many of them, I don't know which one is it. Reserved seat. Not this one. Not this one. One second. This one. Bine, nu? Bravo. Hai, aștept, așteptăm fizic să intrăm. Da. Deci da, credeam că mi-am pierdut mail-ul, pentru că și-ați trimis atât de multe mail-uri și acum trebuie să verifice viza, să vadă că am viză. De evident că și-au mare damage la câte vize am pe pașaportul ăsta. A, dar asta acolo organizat. Perfect. Perfect. Thank you so much. Together. Please come together. Together. Auzi că veniți în coace toți. Hai. Și arătați toți mail-ul. Yes. Așa. Deci toți ăștia românii. Băi, toți românii. Românii, nebunii. Veniți în coace. Da. O chestie care o să vă șocheze în Japonia, vă zic că se poate declara, este că sunt multe contraste aici. La o țară atât de dezvoltată, de exemplu, o să vă loviți de multe probleme, de multe situații în care trebuie să plătiți cu cash pentru că nu acceptă card, de exemplu. Dacă iei trenul, linia expres până aici, linia expres pentru care plătești 20 de euro, dacă vrei să plătești biletul respectiv, nu poți să plătești cu cardul, trebuie să plătești cu cash dacă te prinde, intri în tren. Evident că dacă nu ai cash la tine, te lasă să cobori, scoți și asta e. Aici, fata asta, de exemplu, pentru că noi dăm 12 pașapoarte, ea notează niște coduri acolo. Mie mi s-ar părut mult mai simplu să ai un sistem prin care nu știu, scanezi pașaportul, îți apară la DGR pasul. Deci în comparație cu Coreea, mie mi se pare că e de 5 ori mai puțin dezvoltată. Cei din urmă vor fi cei din tăi. Coreea, dezvoltându-se mai târziu decât Japonia, ei au implementat direct procese de lucru superioare față de cele de aici. Da, vreau să vă spun ceva. Deci când am deschis mail-ul să mă uit, Lucian a rămas șocat că eu folosesc Yahoo. Deci astea sunt dovezile, poate că bătrân, eu cred că sunt singurul om de lume care folosește Yahoo să mor. S-a dus acum asta dacă fata a plecat, pentru că suntem mulți, avem 14 JR pasuri și pe lângă 15 JR pasuri și pe lângă 15 JR pasuri avem și 1, 2, 3, 4, 5 bilete pe care trebuie să le luăm fizic, înmulțiți 15 cu 5, cât înseamnă asta? 75, deci o să-mi dea acum 75 de bilete plus 15 JR pasuri, adică o să-mi dea 90 de lucruri pe care eu trebuie să stau să le împart la toată lumea. Asta este o fază de care o să vă loviți când o să veniți aici în Tokyo. O să vă termine chestia asta și aici spun cum se folosește acest JR pas. Nu te imaginezi, mai agotat de ușa.
Ia al patou. Păi da, nici nu știu care. Patou este mai tocit, îți spun eu. Mai tocit, ăsta e, da, ai dreptat. Todos son pasajes de papel. Ajá. Fucking. 13 JR passes. Yes. Yes. When go through the gate, please insert your pass into your 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perfect. I'm gonna take one of these. Ah, okay. Perfect. Thank you so much. Thank you. Mama, frate. Deci uitați-vă, uitați-vă ce am luat aici. Deci este absolut ireal, frate. Absolut ireal că n-au și ăștia un sistem. Bă, n-au un sistem electronic, bă, prin care să-ți dea. Deci eu am aici ireal. Deci asta este Japonia. Prin câtă frumusețe și câte chestii mișto are, îți oferă o țară excepțională cu o logistică complet dată peste cap. Deci asta mi se pare ireal. Aceste pasuri, alea de tren, pe care oamenii au plătit undeva la 400, vreo 300 și ceva de euro, nu poți să le pierzi, nu poți să le uzi, nu poți să le faci absolut nimic. Dacă le-ai pierdut, gata, you're fucked. Deci, uitați-vă aici ce înseamnă țară dezvoltată, frate. În loc să-ți dea și ei, sau ceva, eu nu știu, digitalizat, să ai o chestie, am aici toate pasurile, toate biletele. Deci câte bilete sunt? Aici am 13 bilete înmulțit cu cât a fost? 300 de euro pasul, cât înseamnă? 4000 de euro. Da. Deci așa arată. Deci dacă uite, eu acum fac gluma asta și să spunem că se întâmplă ceva și se cacă o pasăre pe toate astea. Deci da. Am pierdut 4000 de euro, exact, da. Trebuie să vă sunt dator cu 4000 de euro. Dar mi se pare ireal, dai atât de mulți bani și îți dau biletele astea fizic, așa fac. Am zis de o cartelă de aia de la noi. Deci ne-am pus aici pe stradă și uitați ce am găsit, frate. Să mor eu. Ia vezi, mă, merge. Dar cred că merge cu GR Pass, mă. Nu știu, da. Cu GR Pass, uitați-vă la da. Da, mă, el merită, că e singurul fără telefon. El merită. Până asta nu o să te ridicăm cu asta, te ducem până acolo, știi toți? Da, dați drum. Da, frate, chestiile random pe care, cum ați văzut aseară, ce v-am arătat aseară că era cu un Akihabara, aceeași chestie, lucruri random. Asta este ceva lăsat de oameni, cred. Da, și funcționează pentru că, dacă n-ar funcționa, îmi iau capul. Bă, ia mă, nu găsim o priză aici, ar sta fi tare, eu tot să văd dacă merge asta. Cere un prelungitor. Prelungitor de la ăștia? Ne branșăm? Da, mă, ne branșăm? Vreau să îl deranjez acum pe Marius și să-i acord aproximativ un minut sau două minute să vă povestească și voi aici ce a pățit el în Bali. A fost pe insulă foarte tare, pe Gili. Super tare atmosfera acolo. Am rămas cu o amintire faină până la un punct când cineva mi-a împrumutat telefonul. Hai să vorbim și despre ce telefon este vorba. Și nu-l mai am acum. Ce telefon? N-are importanță, telefon cu multe chestii din el care îmi trebuiau. Și practic, deci a fost furat telefonul pe plajă, frate, dacă vine să credeți. Și acum el nu are telefon. De cât mai are telefon? De vreo săptămână? Da, uite ce bine. Da, da, știți cum face? Știți cum face? Când poate să pun mâna pe un telefon, ia de și mie să-ți arăt ceva pe hartă, știi cum e? Cum te simți fără telefon? Cum e să-i fără telefon să călătorești? Nașpa, ca și cum ești fără o mână, ca nu știu, știi? Te obișnuiești cu ceva și trebuie să ai tot timpul ceva în mână. Dacă nu era Iolanda să aibă telefonul ei? Păi eram acum în Bali. Nu cu putea să plecați. Nu mai aveam nimic. Nu mai aveam card-uri, nu mai aveam... Beach bums. Zboruri, nu mai aveam nimic. Eram balinezi acum. Da, frate, deci l-au furat telefonul din Bali. Aveți grijă, asiatici sunt de treabă, dar aveți grijă și fiți atenți că vi se pot întâmpla chestii. Oriunde, nu neapărat Bali, oriunde trebuie să ai grijă, că nu insula-i de vină. Acolo oamenii sunt fine, da? Peste tot sunt și care nu... Ai încercat să recuperezi contul, să ceva, să vezi? N-ai ce să la Samsung, n-ai ce să faci. Mi-am resetat cont, mi-am blocat toate conturile, mi-am resetat parole, mi-am... Na. Tot ce s-a putut. Da. Dar da. Telefon nu ai șansă să-l găsești și tu, mai ai nicio... Dacă ți-l resetează. De bun, de la Samsung în 2 zile e fost resetat. Cu toate parolele și blocat. Ultimul model de telefon cu tot ce n-ai. Așa asta cumva îți dă așa cum o dezamăgire cumva în Samsung sau simți? Da, da. Pe bune? Da. Nu au securitate deloc. Ce telefon ți-ai luat acum? iPhone ăsta ce-a apărut, Titan. Ăsta vrei să-l iei, nu? Am înțeles. Facem stânga aici? Da. Așa.
Trebuie să vă spun că Mihai astăzi a făcut o schimbare majoră în viața lui și a cumpărat camere de filmat. Pentru că, cum ți se pare chestia asta cu YouTube? Îți place să faci clipuri? Da, dar efectiv îmi place așa, din pasiune, știi, nu știu, mă simt bine, mă simt bine. Când dau public și acolo mă simt bine. Se uite, cineva nu se uite, eu mă simt bine. Te simți bine să faci, da, să faci videouri. Da, ia, îmi place extrem de mult. Îți spun acum o întrebare foarte teoretică, dar vreau să știu ca idee. Dacă, de exemplu, ai ajunge la un dat să faci foarte mulți abonați, să ai vizualizări și astea, te-ai dedica chestia asta 100%? Încă pe aici? Pe aici, ok. Da. Așa, zi, te-ai dedicat chestia astea? Bă, grea întrebare. Grea întrebare. Știi că treaba asta, că dacă tu ajungi să faci mulți abonați și să faci bani din treaba asta, te limitează. Știi că dacă venitul tău este tot din YouTube, parcă nu mai poți să le faci cum vrei tu, știi? Asta mi-e frică. Asta ți-e frică. Ți-e frică, da, să nu se ducă pasiunea și să intervină partea practică. Când devine ce și așa, dacă tu ai bani din altă parte și tu faci asta ca pasiune, nu, și mi se pare că ești endless posibilități. E the perfect da, blend. Deci da, da, Mihai postează acum aproape în fiecare zi sau odată la două zile. Uitați-vă pe canalul că da, și-a cumpărat și camera, are camera aici. Da. S-a dus și la Big Camera și mi-a zis, azi dimineață, bă, că te vino până în cameră, că trebuie să zic ceva. Mamă, m-am gândit că a pățit ceva, omu, ce ai pățit, frate? Și spune, bă, nu e nașpa. Și pac, mi-a trimis poză că și-a cumpărat cameră. Să mor. Nu. Că sunt pretite. Și aici am ajuns în faimosul Harajuku, unde sunt cele mai șmechere clătite pe care poți să le cumperi. Problema este că, din câte vedeți, e o dita mai coada. Asta este o stradă care pleacă din partea aia până în partea aia enormă. Să se merge să vedem un templu. Ideea este că înainte de a merge acolo la templu, este foarte frumos să ajungi pe această străduță care are o grămadă, are cafenele, are restaurante și uitați clătitele de care vă spuneam. Aici. Sorry. Care sunt absolut demențiale. Ce și-a luat Gigi? Ce asta, mă? E, na, pe bune? Ia, hai, bagă. Mori? E bună, nu? Dar nu e picantă. Nu? E super bună. Frigerau sau? Ia să vedem. Denisa. Ce ți-a luat, clătită? Da, da, din aia mare. Tu ți-ai mă clătită, nu? Nu. De care? Da. A, mișto, și asta e cât e? Vreo 6, 5 dolari cât e? Nu știu că e de 6,90. Vreo 5 dolari. Da, deci uitați, dacă vreți bere, frate, dacă vezi bere, aici undeva la vreo 5 dolari berea. A, dar nu, o să-mi iau, că vreau. Hello. I want one ginger ale. One ginger. Yes, please. Asta este exact intrarea, vedeți ce scrie acolo, intrarea de la Harajuku și de la station, exact de la station pe care îl vedeți aici în spate. Trebuie să mergem și să facem stânga și mergem către Meiji Shrine, trebuie să o luăm prin parc. Acum ce trebuie să știți voi, că în momentul în care veți veni în Tokyo să călătoriți, veți face cel puțin 15-20.000 de pași pe zi. Deci nu ai cum, aici este imposibil, pentru că ideea de a lua taxi nu există în primul rând, pentru că e traficul foarte, foarte, foarte nebun și cu metrou, deși este bine câteodată, ideea că este un oraș care trebuie explorat perpedes, dar să te organizezi bine pe district, de asemenea, că nu trebuie să mergi din est în vest. Noi azi am făcut treaba asta pentru că a trebuit să luăm pasurile, dar în mod normal e bine să te organizezi. Ce e acolo? Dacă vă o stec pe aici. Uite ce scrie, aici este locul unde fumează ăștia, frate, deci au făcut treaba asta aici, fiți atenți să vedeți cum se bagă lumea, uite-i. Uite pe toți. Cum stau și fumează. Mi se pare ireal că ai voie să faci chestia asta. Că asta basically este exact în stradă. Suntem între Harajuku, suntem, da, exact la granița între Harajuku și Shibuya și restaurantul nostru pe undeva pe acolo. Aproape. Iar acum am ajuns la Meiji Shrine și în spate aici practic o să intrați în contact pe de prima oară cu aceste Torii Gates pe care o să le vedeți scattered throughout this country, peste tot o să fie. Și practic astea sunt niște porți, iar cum îi cheamă, japonezii consideră că prin aceste porți, în momentul în care treci într-o dimensiune în alta și că se produc o grămadă de schimbări, o grămadă de un fel de curățire a sufletului, e o
Shintoismul, dacă citiți despre el, o să vedeți că este extrem de extrem de drăguț. Și faptul că această poartă nu este roșie, pentru că o să vedeți în Kyoto sau în parte celelalte, în celelalte părți ale țării, că porțile astea sunt roșii, mi se pare foarte frumos, pentru că se încadrează perfect cu, cu tot peisajul de aici. Și de aici o să încercăm, sau nu o să încercăm, o să reușim să mergem înainte. Ne uităm frumos la fete. Mergem de aici. Asta e foarte fascinant în Tokyo și nu numai, pentru că aceeași chestie am trăit-o, de exemplu, și în Seul. Bă, faptul că sunt orașele aerisite. Adică aici, gândiți-vă, noi am fost pe strada acolo din Harajuku, foarte aglomerată, cu un miliard de oameni, și pur mă ajunge aici, care ești in the middle of the fucking nature, cu pompi, cu tot ceea ce vrei, și deja temperatura a scăzut cu vreo, nu știu, cred că 3-4 grade, grade easy. Plimbare, frumos, vrei o cafenea, e, deci este, e de nota 10, dar, repet, țineți cont de treaba asta, atunci când o să veniți în Tokyo, o să mergeți. Și o să mergeți, de o să vă sară capoacele. Unde este fiecare lucru ușor? Nu știu. Te trezești dimineața, ai ieșit mai nu te uiți la... Iar exact în drum către Meiji Shrine, se află undeva acolo în spate, trebuie să mergem, nu știu, 250 de metri. Și exact acum am ajuns la Meiji Shrine. Este pentru a treia oară când vizitez acest loc și, și acum continuă să mă impresioneze. Prin primul rând, dați-vă câtă liniște poate să fie, o să vă arăt imediat cât de frumoase sunt porțile astea. Și oamenii, băi, nu se vorbește, sunt foarte mulți oameni, toată lumea respectă. Chiar râdeam că în metrou, doar noi, frate, făceam scandal, românii, vorbeam tare, că pana mea, suntem și mulți și atunci... Uitați cât de frumos poate să fie. Nu? Și teoretic acum nu e voie să filmezi și n-am filmat niciodată, pentru că am zis să respect. E, acum, pentru că am camera asta, haide să văd și ce, adică de ce nu e voie să faci poze acolo. Atât vreau să zic. Și arunci bani. Da, arunci bani. Chiar ia, ia, ia stai că arunc și... Uite că zice că poți să pui niște bani dacă vrei. Uite mă, pun și eu niște bani aici. E Simo. Da, Simo. Gata. Am pus niște bani. Trebuie să se faci așa de două și să dai din bani. Așa facem. A, da? Știi, ai învățat tot ritualul? Da. Da? Uite, am băgat bani. Deci toți fate, zice ceva aici de iPhone 15, haide să întrebăm să vedem ce telefon am. iPhone 6. Uite bă, au iPhone 15 aici, mă. Uite mă, au iPhone 15. Hai, luăm. iPhone 15 Pro Max. Bă, are iPhone 15 Pro Max, mă. Au acolo în Apple Store, l-au și acolo să pui mâna pe el, dar nu l-au să ți-l vândă. Păi ia, stai să întrebăm. Să rămână? Hello? Păi nu știu, vreau să văd dacă... Eu uite cum au sărit toți pe iPhone aici, toată lumea. Ia, eu, dacă rămâne. La... Rămânem? Rămâne. Păi da, dar nu scrie prețul. Bine, nu contează scrie, prețul. Scrie, când ai telefon, nu contează. Scrie prețul. Uite aici, da aici. Da aici. Pe cât de ăștia vrei. A, alegi acolo exact ce vrei, da. A, uite mă. Dar asta nu e, că nu e numai plus. Asta e plusul, da. Asta nu are baterie. Stați să vină cineva aici. Deci ați văzut? Nu au. Este acolo, apare telefonul, doar că nu îl au. Ideea este că e mai ieftin aici decât în Europa și de-aia foarte multă lume vine și cumpere. Și toți oamenii din tur s-au gândit, bă, cei care vor să-și ia telefonul, au zis, bă, vreau să-mi iau de aici. Problema este că nu îl găsești încă.
arhitectura, frate, arhitectura clădirilor, deci cum ar fi clădirea asta, de exemplu, despre care nici nu știu nimic. Uitați-vă și voi cât de frumos să poate să fie. Nu știu de ce, dar nu mi-aduc aminte să mă impresioneze atât de mult trecerea asta dintre Harajuku și Shibuya, dar skyline-ul e, cum zic eu și lumea se ia de mine, out of this world. Uitați cât de curat și cât de impecabil e totul. Dar și prețurile aici sunt foarte mari, adică dacă noi la hotelul ăla nu suntem undeva la 70 de euro pe seară, aici în zona asta, vă dați seama că am căutat, aș fi vrut să stăm o noapte în Shibuya, două nopți în alte parte, dar nu găsești. La cât de mulți suntem este foarte, foarte, foarte greu. Și cazările, cred că nu știu, cred că se dublează, 140-150 de euro să stai în zona asta, dar nu pot să spun că nu merită. Paleta de culori și de lumini e altceva. Căutăm acum restaurantul la care avem rezervare. Pentru că nu știm unde e. Cred că aici ar trebui să fie. Cred că pe aici. Hidori Izakaya. Nu e ăsta? Hidori Fukien are aici. Hidori... Mergeți voi și mergem noi. 850 de kg. Evident că nu avem voie cu Adidas și pantofii. Sau ce are fiecare. Și ne dau ăștia aici niște locuri, mă. A, și trebuie să-ți iei și cheia, nu? Aoleo, overkill. Ia uite, să nu care cumva să-ți fure. Am intrat la șosete. Da. E liber, doar un cheie liber. Și țineți minte unde-l aveți, bă. Să-ți alegi ce vrei. Păi scrie pe el. Păi da, a, scrie pe el? Scrie pe cheie? A, nu știam că scrie pe cheie. L-a lăsat acolo pe Cătălin, tizul meu, să se ocupe de restul grupului. Și noi... Ia uite, frate, pentru toți este încă pentru toți aici? Da, pentru nu cred că încă pentru toți. 4, 6 și cu 6 cam chinuit pentru 15 oameni. Tu ai zis 15? Păi avem rezervarea mare, da. Înseamnă câte factorii sunt? 2, 4, 6, 8, 10. Păi da, suntem mai mulți. Hai că vedem cum ne punem. Hai să vă fac un tur al acestui restaurant, care mi se pare că se vede extrem de frumos. De exemplu, aici este bucătăria. Uitați cât de mișto. Recepția. Aici mai e încă un separeu separat. Și aici mai sunt locuri din astea. Problema este că aici nu aveau pentru 15 persoane. De aia ne-au pus. Ia uite cât de mișto. Dar de aia ne-au pus acolo pentru că nu era loc pentru 15 persoane. Și noi vrem să stăm toți împreună. Evident. Uitați cât de mișto. Asta nu știu ce e meniu. Nu-mi dau seama. A, nu, ăsta este grill, mă, ce că meniu, Doamne ferește. Iar aici... altă masă, dar da, ne-am pus acolo pe noi, deoarece suntem foarte, foarte mulți. Ne-am dat seama acum de o problemă, de fapt nu e neapărat o problemă, cum se comandă aici la ăștia, frate, deci îți dau un cod QR, te bagi pe codul QR și fiecare adaugă acolo ceea ce vrea să mănânce. Faza tare este că era undeva la vreo 80 de euro sau 70, nu, 70 de euro pe care nici eu nici erau și nu știam de unde. Evident că băiatul respectiv nu vorbește deloc engleză, atunci mi-am dat seama, trebuie să scrie acolo appetizer. Deci îți vin niște appetizere tot timpul pe care trebuie să le plătești. Și acolo adaugi, de exemplu, George acum se uită și își adaugă exact și... Dar tu de ce ai română, mă? Mi-e tradus automată română. Cine și-a luat chicken skin broșetă asta? E appetizer. Și a, dacă vrei da, să... E la ce noi a, multe sunt la appetizer și cumva e redundant ca să le iei de două ori, cum ar veni. Deci am înțeles ăsta... Dar faza dubioasă e că ei nu-ți zic ce e appetizer. Cum îți dai tu seama de ce e appetizer? Ce tare. O, ia, uite acum, mă bag peste ei în bucătărie, ia mă ce. A, uite aici. Aici se face magie. Dar mi se pare fascinant că restaurante de astea atât de populare, frate, este un restaurant foarte șmecher, engleză zero.
Înțelegi? Acum, în sfârșit, comandăm. Și a zis, Denisa, ce ai zis? Să nu zicem că nu știi să comandăm. Că nu știu să comandăm online. Da. Da, pentru că nu, e foarte, foarte, foarte haotic de comandat și de aia l-a rugat pe om să ne lase old school. A venit frumos și ne-a zis el, băi, ok, hai de comandați fiecare de aici, că e cel mai ok. Și ia uite frate, ia ne-a adus asta cu bun venit în Japonia, mă, ne-a făcut în română, mă. Ce drăguț, mă, aici ne... Fă o poză, mă, la asta, gata. Bă, n-am mâncat, dar măcar ne-a dat asta. S-a scos, s-a scos. Acum vreau să plătesc, vă spun imediat cât a costat totul. Da, nu se descurcă omul ăsta. Nu se descurcă omul ăsta, frate, cu... cu cardul meu, cu Revolutul. Hai, să sperăm că merge. Bă, deci haos. Haos, haos, haos. Bine. Și uitați ce înseamnă că mănâncă 15 oameni, frate, la o masă. E real. Da, frumos restaurantul, vă zic imediat cât a costat. Cătă? Ce ai zis să... Ce ai zis la masă? Cât ți se pare ieftină mâncarea? Față de România, de Anglia, mi se pare foarte ieftin. Deci în, 30, în 5 persoane, 350 de euro, 23 de dolari, 23... Zi așa. Da. Și să mănânci... Și să zice mănânci în... exact în punctul 0. Foarte ieftin. Bine, ideea e că eu nici nu mai sunt la curent cu prețurile din România. Unde s-a filmat Fast and Furious. Da. Despre ce vorbim. Exact. Ia zi, zi, Marius, ce facem acum aici? Ce așteptăm? Pe Asmed, nu știu. Pe Asmed, dar face ce? Deci Asmed este în spate acolo, frate, și s-a băgat la fumat. Și chestia este că aici, în Japonia, nu poți să fumezi unde vrei tu. Sunt niște locuri din astea speciale și Asmed e încolo, pe dreapta, și bagă țigări. Și uitați-vă aici cum stăm noi, toți românii, așteptându-l. Vreau să văd cum vine. Ia uite, ia uite, fii atent. Asta vă să întreb, cât te-a băgat? Bă, câte țigări ai băgat? Una jumate. Una și două fumuri. Una și două fumuri, atât. I'm sorry for putting. No, no, don't worry about it. This is Hiroshima. Hiroshima, yeah. And also the Sendai. Sendai, yeah. Not not very, very touristy. Can you say again, how do you know about him? Your wife? Yeah. Your wife watches my videos. Yes. So your wife is Romanian? Yes. Wow, from, thank you so much. From Constanța. From Constanța, bă? We have a member of the crew from Constanța. No, yes, really? Yes, he's over wow, there. Wow, I cannot believe. We are living in England. You are living in England? Yeah. So, and I just came to here for my business trip. Ah, you're here on a business trip? Yeah, so... That must be cool to return to your native country for business. Can I take a ferry? Of course. To show my deci omul mare cunoscut, nu problemă, omul mare cunoscut are nevasta din Constanța. Bă, și pe stradă să te oprească cineva că te cunoaște din video să fie japonez. Și voi acolo sunt. Și voi acolo sunt, ești nebun la cap. Și exact acum suntem la Shibuya Crossing. Mamă, deci ce nebunie e aici. Ireal așa ceva, câtă lume poate să fie. Pardon, sorry. Două. Uitați-le pe fetele astea două, frate, cum arată. Și acum am ajuns într-un loc al cărui nume nu știu, dar mi-aduc aminte că am fost cu Ana în 2022. Urcăm pe aceste scări
Și Buia Crossing este în partea aia, cumva transversal. Și de aici trebuie să găsim un alt loc care să ne permită să mergem și mai sus, dar nu mai știu unde. Cred că e prin dreapta pe acolo. A, nu, uite aici, uite aici în stânga, vezi? Da, suntem toți? Să nu pierdem oameni, asta e important. Și uitați cât de frumos poate să fie aici. Nu știu exact, a zice, uite mă și aici zice că n-ai voie să filmezi, ești nebun la cap. Dar cred că se referă, n-ai voie să filmezi profi, mă gândesc. Adică cu cameră sau ceva. Cred. N-are cum să te oprească să, deci asta, eu asta nu mai înțeleg. Cum să spun acolo, semn că nu ai voie să filmezi. Dar repet că asta, cred că asta zic, să n-ai cameră din aia șmecheră mare. De e bine că filmezi cu telefonul. Deci asta mi se pare super realist, că ai parcul ăsta aici, basically, dar tu ești la etajul al patrulea. Uite-vă cât de frumos! Cine? Noi suntem pe altă planetă sau ei? Nu știu, noi, cred că. Noi, exact, da. Și uite, scrie aici, nu-i place lua smed aici, că aici no smoking. Uitați-vă și voi cât de curat și cât de frumos e aici. Și uite, aici este un meci de volei. Uitați-mă, deci au venit aici în parc și se uită la meciul ăsta de volei. Ireal așa ceva. Evident, un alt landmark important este aici, îl vedeți pe Hachiko. Andrei Fericit. Nu știu ce camere se uită. Hai mă, fugiți toți! Hai, tot lumea acolo la poză cu Hachiko. Deci fii de atât deja, poate dai la asta 200 de ieni, care înseamnă o călătorie, dar ăsta e atât de prost gândit că nu poți să-l dai în jos. Deci doar în sus. Și în sus, uite, ce vezi? Dau zoom pe ce? Pe nimic. Când ăsta scopul ar fi să fie exact invers, frate, să poți să mergi în jos. Și bine, cred că dacă vii ziua sau dacă nu prinzi ceață, uitați-vă acum. Uite cum vine ceața, frate. Nu mai vezi nimic. Gata, acum nu mai vezi nimic. Gata, pa. Da, asta e. 5 secunde, 4 secunde, 3 secunde, 2 secunde, 1 și pa. Da. Aceasta este a doua zi de Tokyo și vrem să mergem către Skytree. Îl vedeți acolo frumos în față. A, se poate merge și cu barcă din asta, mă, nici nu știam. Ar fi marfă să luăm și-o de asta. A, trebuie să fim toți. Ia, uitați cât de frumos trenul pe deasupra. Mamă, fascinant, bă. Fascinant pe aici. Și da, nu vi se pare, astăzi vremea, ați spune că e nașpa, dar nu este nașpa deloc. Mi se pare ireal și extrem de bine. Suntem la vreo 17-18 grade, acum a plouat, dar mi se pare că asta este genul de țară în care nu ar trebui să răsară soarele. Adică asta este o țară ce trebuie explorată când este vremea așa foarte posomorâtă, când culorile sunt mai gri. Așa-mi dă mie vibe. De exemplu, dacă mă rez la o țară ca Filipine, nu pot să mă gândesc să-mi imaginez starea respectivă fără soare. Ei, aici când am fost cu Vale și am stat unul de zile pe căldura aia, zici că nu se pupă vremea cu țara. Acum, da.
erau par. Încercăm acum pe cât posibil să evităm ploaia și ne băgăm pe sub pod și pentru mine acum îmi dau seama că este... Am mai fost la Tokyo Skytree o singură dată cu Vlăduț în 2017, am fost și cu Vale acum, problema este că n-am vrut să intrăm, nu mai știu de ce. A, că era foarte cald și eram nervos și nu aveam chef să fac nimic, am vrea să stau doar în casă. Dar mai avem, ia să vedem, se vede turnul de aici? Ar trebui să... Așa, uitați-l acolo, frate. Ce frumos e. The Tower. Haideți să vă arăt ceva, deci cât de mișto poate să fie gândită zona asta, astfel încât să te lovească atunci când intri. Fiți atenți. Tu practic ai pe aici intrarea, faci frumos dreapta și pe aici zici, a, haide să vedem unde e turnul, ce se întâmplă, unde e turnul, a, da, cred că e mai în față, da, da, și zbang, te lovește, frate. Uitați-vă cât de frumos se poate vedea. Absolut ireal. E interesant cum sunt bilete aici la Skytree. Am venit cu codurile QR și mi-a dat, cred că mi le-a dat pe toate aici. Is all of them? 14, nu? Să vedem că numără fata asta. Ok, perfect. Thank you so much. Ah, gata, mă. Uite prin fața mea, băie. Uite mai aici. Păi, dar nu înțeleg ce vreau să facem, că avem bilete, nu ar trebui să... Ia. Uite, aici ne verifică bagajele. Ia, filmează-mă tu. Așa, mă, deci te verifică ăștia ca la armată, frate, ca la aeroport. Stați, că acum trebuie să bag eu, stați puțin. Hai. Mamă, ăsta e lift? Nu, mă, ne teleportăm. Ne teleportează acum, da. Le-am zis acum să avem grijă la buzunare, da? Ei să aibă grijă, uite-i. Ma! Filmezi infractorii, ai grijă. Da, exact. Thank you! Ia uite, frate. Și am ajuns. Am luat biletul la basic. Mi se pare că se poate merge și mai sus să vezi tot, dar ăsta era biletul cel mai ok, mi s-a părut mie, la, cum îi zice, la 15 euro de persoană. Ia să vedem ce avem pe aici. Astea sunt să poți să faci poze, photo service, boring. Ia uite, boring. Ia uite-le pe fetele astea, de exemplu, cum își fac poze aici. Drăguțe. Ce simpatice sunt. Hai să ne ce faci asta, frate? La unde bagi? Aici. A. A, nu, sus, mă, stai sus. Ia stai, 100. Și acum ce fac cu asta? Asta nu înțeleg. Play start. Da, bă, și ce? Cred că 90 de secunde, mă. Păi da, ce fac? Asta nu înțeleg, am dat... Că apăse butonul ăsta, mă. Da, dai zoom. A, uite, mă, dai, mă, zoom. Bă, uite, mă, la noi... Voiam acum să mergem și la 640 de metri, dar a fost Mișu. Cum e Mișu de sus? E țeapă. Dar vedeți la mine pe vlog, să ne știți. A, mamă, ce advertisement își face Mihai, din ăsta advertising. Da, vedeți că am filmat tot acolo frumos, 4K. Tot ce trebuie, cu camera lui cea nouă. Performanță bună. De... Nu cu telefonul, ca backpack, da, nu? Da, da, vedeți acolo. Exact. Bas, Mede, a câta bere pe ziua de azi? Limonadă. Limonadă? Din tărâțe, nu? Thank you. Deci am dat 70 de lei pe o prăjitură și pe două beri. Dar e ok. Thank you. Ia uite. Noroc. Cheers. Toată lumea.
Ia uitați ce mișto este aici, frate, deci la 340 de metri. Mamă, da, se vede. Vă ia amețeala, mă? Puțin, nu? La câteva beri, nu? Ce ca lucru la etajul 10, auzi la asta? Da. Da, mă, asta e mișto, nu mă știam să fie... Uitasem, nu mai știam dacă am fost cu văduți atunci, acum 6 ani de zile. Dar e mișto asta, mă. Ai rău de înălțime, Mihai? Nu știu. Nu știu. Păi nu cred că ai. Gata, acum am terminat și cu Tokyo Sky 3. Și deși știți obsesia mea că nu sunt cel mai mare fan al turnurilor, bă, ăsta e frumos. E frumos aici că te lovește cât de mare e, frate. Deci asta mi se pare tare, mi se pare cel mai impactful. Să scrie camera murdară. Cel mai impactant turn pe care l-am văzut până acum. Uite unde le scoți. Stăm acum și ne punem întrebare, mi-am zis și eu, bă, frate, care este scopul acestui turn? Adică are vreo, în afară de cel turistic? Și vrem să vedem, de când, de 11 ani ai zis că e, nu? Da. Ia să vedem. Tokyo Sky 3. Asta vreau să văd dacă e sumida Tokyo, it became the tallest structure. E mai mare ca Canton Tower, ăla din Guangzhou. Și sub Burj Khalifa. Dar... E ceva de broadcasting, a zis? Da, de broadcasting. Da, mă, observation tower, ăsta e militar. Și militar? Și TV. Tower, e clar că e militar. Ok. Nu se spune că e militar. Dar are și asta, da, clar. Deci atunci, da. Vede rachetele lui Kim. Rachetele lui Kim, auzi asta? Deci, da? The third. Și uitați cât de frumoasă poate să fie zona asta, pentru că turnul este făcut, practic, într-un mall. Deci vii la mall, mănânci ceva, îți cumperi un alta și te mai duci și la turn. Mamă, ce se aude așa, bă? Am venit acum să mâncăm sushi. Și suntem la urmă. Vezi că a dat 0 persoane, mă. 6? E bine? Am rezolvat pentru 5 persoane, frate. A, pardon. Iartă-ne cu metre. Iartă-ne, boss. Și acum, uitați-vă câte lume așteaptă aici. Bă, mi se pare că el a apăsat pe ceva greșit, mă. Deci avem aici biletele astea și acum trebuie să așteptăm să ne iasă numărul nostru. Și cum v-am spus, ăsta este cel mai cunoscut, cel mai mare restaurant de sushi conveyor belt din lume. Are 266 de locuri. Și zice că pentru a mânca, tu să așteptăm undeva la 10 minute. Hai să vedem dacă se adeverește sau nu. În sfârșit a venit și momentul nostru. Stai să mă duc să văd ce fac oamenii. Ia așa, stai aici. Voi v-ați prins, mă, cum se comandă sau nu? Deci e ok, da? Nu e complicat. Așa. E bine că și-au dat seama. Ia să vedem unde sunt tovarășii. Da, noi trebuie să stăm aici 6 la masă. Bă, dar trebuia să ne bage vreo 5, mă, cu noi. Să mor. Mai aveam spațiu, exact. O singură tabletă avem? Would you like to play B cu carapon? Nu, frate, not play. Da, vreau să mănânc, not play. Comandează-mă 30-40 de fiecare. Procesul de comandat este destul de dubios. Dacă vreți să vedeți exact ce mâncăm, intrați și pe TikTok, că o să fac doar un clip pentru TikTok, pentru că mi se pare că este subiect pentru TikTok. Deci mă căutați acolo, Cătălin, Backpack Your Life. Și aici cred că o să și terminăm clipul nostru prin Tokyo, dragi prieteni. Sper că vi s-a părut interesant acest maraton de video. Dacă vreți să veniți și voi cu mine prin tururile viitoare, nu știu exact unde să fie, probabil că 99% următorul meu tur o să fie în Vietnam. Dacă vreți să ne bucurăm de Vietnam împreună pe începutul lui 2024 și Japonia pe finalul lui 2024, îmi scrieți pe backpackyourlife@yahoo.com și veniți cu mine. Accept foarte puține persoane, după cum puteți vedea, suntem în total, bine, cu tot cu Mihai, în total 15 persoane. Deci, da, backpackerlife@yahoo.com, spun că sunt puține persoane, raportat la câți îmi scriu. De obicei, pentru tururile astea primesc între 200 și 300 de mail-uri. Dacă vreți să vă rezervați locul,
îmi dați mail. Acesta a fost Tokyo, au fost lucrurile cele mai drăguțe, morolesc, pe care poți să le vezi aici, în Tokyo. Noi ne îndreptăm către Osaka și acolo o să vin cu un vlog interesant, pentru că o să fie și pentru prima oară când o să vedeți vlogurile mele Osaka. Love you. Vă mulțumesc. Pa!